Bună dragi plete, din Capricorn. Haideți să vedem la Capricorn pentru săptămâna viitoare în zaruri. Capricorn, un dragoste. Ați tăiat legătura cu cineva, ați întrerupt legătura cu cineva. O să întâlniți multe persoane, o să vă îndrăgostiți de o persoană dacă nu sunteți încă. Dar acea persoană poate să fie de la distanță sau poate să călătoriți și să o întâlniți la un drum. Dar trebuie să învățați o lecție, să nu faceți aceleași greșeli pentru că rămâneți singur, singură. Asta la unele persoane. La alte persoane arată că totuși trebuie să învățați lecția, să nu mai fiți așa critici. Dacă vedeți că acea persoană nu răspunde, nu vorbește, Arată că o să vă caute acea persoană, o să vă urmărește, oricum o să vă caute. O să vă caute. Vă gândiți unul la celălalt, da. Arată că sunteți suflete pereche sau vă întâlniți sufletul pereche. Dacă sunteți cu cineva, este sufletul dumneavoastră pereche. Și că acea persoană, dacă nu comunică, oricum vă urmărește. Vă dragoste sinceră, dar trebuie să învățați o lecție. Nu văd nimic rău deocamdată la Capricorn, la dragoste până acum. Văd doar puțină lipsă de comunicare și că nu știți în ce direcție câteodată uh, persoana se comportă ciudat sau nu se comportă pe placul dumneavoastră sau cum v-ați programat, cum v-ați înțeles. Și arată că faceți o călătorie scurtă sau vorbiți de călătorie și arată că o să aveți mare bucurie. Și primiți vești foarte bune cu bucurie de la acea persoană iubită pe care, la care vă gândiți dumneavoastră. Vești bune, poate o călătorie, sau poate o persoană care vine și spune o să rămân cu tine, o să mă mut cu tine, ceva de genul. Cam asta a fost pentru Capricorn. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.